Sărbătorile. O perioadă atât de frumoasă și liniștită, în care îți bagi pula mai puțin în zilele tale, în care vezi că lumea evoluează din ce în ce mai mult, dar nu și cea din jurul tău. E o perioadă atât de fantastică și frumoasă, atât de înduioșătoare încât dai la o parte toate căcaturile și relele pe care le-ai făcut în tot anul, pregătit de a începe unul mai bun, în care să te schimbi. Dar la batot ți-o dai cumva, greu cu gagicile, știu. Dai la o parte toate persoanele rele și toți hateri împuțiți, băga mea și pula în ei de hateri, că n-au tupeuirele pizdele dracului, cum își permit ele să scrie muie în comentarii, aș omorâ pe toți ca să trăim în pace. Unde pozitivitatea este cel mai frumos lucru și cea mai bună unealtă prin care să-ți înveselești zilele. Te-a prins profa de română că ai copiat? Fii pozitiv! Te putea prinde și aia de desen că dormeai ca porcul la ora ei. Ți-ai luat friendzone de la o fată pe care o placi de o bună bucată de vreme? Fii pozitiv, măcar nu ești gay. Te-ai întors de la serviciu și ți-ai găsit nevasta violându-l pe ăla mic de 8 ani și pe ăla mare de 22 pentru că aparent e pedofilă? Fii pozitiv, măcar ai nevastă, mai există pielea pulii la fete care și-au friendzone cum urmează să fiu eu. Băga mea și pula, pozitivitatea asta mi-aduce lacrimi. Dar poate sunt de fericire, nu? Tristețea există numai dacă vrei tu să existe. Bag pula, stați să mă șterg la muci. Și să zâmbesc, ceva de genul ăsta. E Moș Crăciun, există. Vine prin baie, eu l-am demascat brutal pe tata cu un șut în coaie, sunt sătul de atâtea frecții și discuții. Și știți, nici mie nu-mi place paraziții. După încă un videoclip pe care mi l-a dat jos YouTube-ul, probabil pentru că avea virginitate în taguri, că altfel nu-mi dau seama, iată că încă mă mențin și fizic la aproape 60 de chile, dar și pe site-ul ăsta de căcat. Puteți să mă urmăriți și în bara de community, pe care o folosesc să-mi vărs nervii de plot de 16 ani bătut de viață. Sau puteți să mergeți și pe canalul de gaming, unde mai vorbesc în episoade despre diverse subiecte. Urmează să-i schimb numele într-unul foarte original, la care nici nu vă așteptați. Link-ul îl aveți în descriere. Sunt foarte surprins de faptul că al doilea Crăciun la rând mi-l petrec ascultând melodii de mâna a treia, în loc să-l folosesc actually bucurându-mă de viața mea și testând naivitatea fraierilor, spunându-le că am să fiu mai bun, sau cel puțin că am să încerc să fiu mai bun. No one cares about it, sau cel puțin no one cu care vorbesc eu. Evanescenta și deloc incandescenta trupă care, în perioada unui singur an, a pierdut un membru și după s-a grăbit să facă rost de altul, pentru că numele îi limita destul de mult, însă aveau nevoie de ceva pe lângă cuvântul gang ca să dea bine la Next Generation, nu-i așa? A scos o nouă piesă intitulată SOS, un nume extraordinar de expresiv, la fel ca și versurile lor, bineînțeles. Nu-mi dați hate, vă rog, că am zis adineaur că urăsc haterii. Hashtag hate la hateri. Boss! Femeia ta îmi dă trecoare. Țin competiția șoc pe gagică ta la bloc. Wow! O primă impresie destul de bună. Doi membri care... Hopa, stați că vine și al treilea. Gagică ta mă știe, am combinat-o mai de mult. Mă și temeam ca nu care cumva să-mi aducă aminte că dacă am gagică, de fapt e al lor și e doar o iluzie. Din nefericire pentru voi, eu nu am gagică. Muie fraierilor, nu aveți ce să luați de la mine decât pula în versurile voastre neinspirate. Mai ales alu Pain. Nu aș fi putut găsi o replică mai ușoară decât asta în vecii vecilor, amin. Și, by the way, cu siguranță că dacă mi-aș face o gagică, ție ți-ar putea da muie din picioare foarte lejer. No offense, dar ți se poate întoarce foarte simplu. Mi se pare amuzant că din 4 băieți numai 3 țin duma asta cu ciorditul gagicilor. Probabil că realizează în sfârșit și Gami OS că în mare parte copilașii nu au gagici, iar tinerii care îi ascultă au gagici mai mari în vârstă decât el și probabil caută adulți care să vină cu flexul, nu băieți de 15 ani care vin cu poliția la un moș supărat. Deci nu e asta o soluție pentru el. În schimb, el mănâncă sănătos, din ce urmează să vedem mai târziu. Boss, femeia ta îmi dă târcoare.
Ce mult îmi place să le analizez partea video special pentru greșelile de genul, doar uitați-vă la Dia, până și ea s-a plictisit să fie lângă niște puști de altă generație, care se dau macho men și gagicari, deși ai putea spune că au făcut formație cu... mama lor. A dormit studentă și s-a trezit influencer. Eu nu-mi imaginez câtă lene poate încăpea într-un om încât să nu schimbe câteva secunde dintr-un întreg video. Like, mi imaginez pe toți ăștia uitându-se la ei înșiși prima dată când își vizionează filmările. E normal la urma urmei. Când faci o poză de grup, te uiți în primul rând la tine să vezi dacă te faci de căcat sau nu, și apoi și la alții. Ținând cont de asta, cum de i s-a părut lui GamiOS că arăta atât de cool cum ar vrea el să fie din secvența aceasta? A dormit studentă și s-a trezit influencer. Efectiv, zici că și-a adus aminte că are test la geografie ziua următoare și nu prea i-a picat ok. Probabil că e vina mea că nu-l pot lua în serios nici amenințat cu moartea, însă totodată observ că Exploit, Dia și Pain fredonează măcar cât de cât din versurile pe care le spune Shelly în această secvență, pe când Gami doar se mișcă și încearcă să pară cool și inevitabil dă fail. Este total paralel cu ce fac ceilalți acolo. Când întoarce privirea atât de confuz, dă senzația că și-a dat seama că și el trebuia să fredoneze ca toți ceilalți, însă l-a cam durut în cur. Probabil că se gândea la versurile lui care urmează imediat. Versuri care sunt atât de gândite și complicate de cântat ca ăla din Battle. Vrei să ne certăm? Vrei scandal? Scârbos. Cu freza aia nu te ia nici măta în serios. Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Am văzut doi hateri jos în piață la Pariză. Vă rog frumos să vă uitați la poza aceasta. V-ați uitat atent? Bun. Acum uitați-vă la poza asta la altă. E ultima postată de el pe Instagram. Ce pula mea, popor român! Zici că sunt eu la serbarea de absolvire a grădiniței, în care mă îmbujoram că nu știam scenariul meu pe de rost și mă făceam de căcat în fața oamenilor. Diferența e că eu n-am bani să le dau unor gagiși să stea lângă mine într-un video. Dar totuși, sunt oameni care arătau așa în pozele de început de drum spre succes. Și bineînțeles că se flexau în melodii cu abilitățile, banii și puterea lor. Și după aia vezi puișorul ăsta moțat care de cele mai multe ori zice că o joacă pe degete pe gagica ta și pe gagica prietenului tău eventual și care probabil doar a uitat să mai spună duma asta în această melodie. Dă-te mă-n pula mea. Lua băieții, am dat foc la internet. Noi în lift, voi pe scări urcați încet. Bineînțeles că urc încet pe scări, iar tu cu liftul. La urma urmei, nu am niciun prieten pe YouTube mai relevant decât mine de la care să sug cam toată comunitatea pe care o am. Oh, stai, am zis cumva prieten? Voiam să zic trupă. În aproape fiecare melodie trebuie ca unul dintre ei să reamintească de vizualizări sau de viitorul în care or să rupă tot. Nu mai spun morala calitate și cantitate, pentru că dacă ai ajuns în 2018 fără să știi diferența dintre ele, înseamnă că îmi bat gura de pomană pentru tine. Și te rog să nu candidezi pentru președinție. De ce trăiți atât de mult în viitor? De ce ne băgați pe gât aceste vizualizări pe care le veți face? Această mișcare de a spune că totul abia a început și că de acum începeți în forță devine deja mult prea toxică. Ați abuzat-o. Melodiile voastre sună exact la fel, cu infime excepții în cazul lui Mod Avion, însă nu am să spun nimic mai mult de atât. Ce o să faceți pe viitor? Aceleași dume cu ciorditul gagicilor, dar formulate altfel? Exact așa cum a spus și Sesu, în fiecare piesă tu explici că vrei să faci o piesă. Five gang s-a întors cu atâta sos. Să înțeleg că iar se oprește beat-ul la partea DJ, ca și cum ar avea ceva important de spus? Aproape cheia acestei melodii, cireașa de pe tort. Deja m-am scos, urcăm în views, ăștia sunt morți, tu nu da dis, că n-are rost, și ne știi piesa pe de rost. SMS de la Alvarez, 1000 DM-uri nici nu le vezi, se schimbă vibe-ul oriunde merg, am venit cu sosul, șefa din gang. Deoarece am o senzație de deja vu, cum că am mai auzit aceste dume odată, de două ori sau de vreo 50 de ori de la aceleași persoane, hai să notăm aici câteva replici din strofa ei. Avem, dăm YouTube-ul jos, urcăm în views, ăștia sunt morți, 1000 DM-uri nici nu le vezi. Bun, acum hai să vă pun alte secvențe din alte opere de artă ale acestor rapperi pe care îi va aprecia copilul meu dacă nu-l pedepsesc pentru prostie.
Bine, fie vorba între noi, s-ar putea nici măcar să n-am copil, ținând cont că pe gagică mea mi-o bagă în boală pain, că îi plac fetele înalte. Sunt Diana Condurache, Condurache, da. 100 ca de diamant și diamante, da. Știi că am stil, sunt aparte. 500 ca diamante. Sute de vloguri filmate. Exploi cu beat-uri de state. Spargem tot clubul la noapte. Uite competiția cade. 10 milioane de views. Este tot ce ne-am propus. La nivel am ajuns. Fiecare zi pe plus. 10 milioane de views. Este tot ce ne-am propus. La nivel am ajuns. Fiecare zi pe plus. Sunt la nivel cu fighting. Mereu puși pe treabă, puși pe trend. Rup YouTube-ul, n-am echivalent. Să mor eu, Dia. Dacă ai de gând să reprezinți în carne și oase statisticile Social Blade-ului, pe care cel mai probabil vă petreceți cel puțin 2 ore din zi, să știi că ai reușit. De un an, cu aceleași statistici vin melodii. Bravo! Parcă ai fi papagalul tovarășului meu, care a picat de la pervaz cu tot cu colivie. Dumnezeu să-l ierte. În concluzie, mi-au sângerat urechile și ochii de la atâta penalitate. Chiar mă mir cum parcă copilașii mici nu mai cresc odată. Problema e că aceste detalii care stabilesc calitatea piesei sunt din ce în ce mai puțin observate, copilul fiind impresionat doar de beat-ul făcut de exploit. Cam asta am avut de spus, eu am fost ProLaser, mă puteți urmări și pe bara de comunitate unde îmi vărs nervii, duceți-vă și la canalul de gaming unde postez Don't Starve la greu, nu uitați să dați like la acest videoclip dacă sunteți de acord cu ce am spus, un dislike dacă mă credeți bulangiu și noi ne revedem data viitoare.